Bun venit la Starea Nației. În fiecare luni facem treaba asta live și ar trebui să fac marote până să adună lumea. Pot spune astea glume de interior, cum s-ar traduce din franceză. Zâmbetul ăsta al meu, de-a putem să-l facem memă și să scriem acolo când ți-ai schimbat fața la paletă. Eu, eu după ce mi-am schimbat fața la paletă și am testat-o. Vai de capul meu! Deci cum se duce acum, a, titirez! Eu, returnează marotea meu. Giu, giu, Bine, el nu se poate mișca, e încă așa, dar poate să-mi dea mie la mână, să mă antreneze ca să-l bat după ce își revine. Ok, da, uh, a, a început live-ul și la uh, tableta mea. Ok, dragii mei, vreau să vorbim un pic despre uh, porcării din astea gen democrație, libertate, să vă întreb dacă vi s-au urât cu binele uh, și să vă spun de fapt că eu nu cred în aceste sondaje care spun că... Uh, Na, cei mai mulți tineri din România ar vota cu aur. Eu pur și simplu nu cred. Eu cred că e tot o găselniță a serviciilor ca să-i sperie foarte tare pe oameni și să voteze cum trebuie. Și de ce zic asta? Adică nu sunt vreun nebun conspiraționist. Spun asta pentru că stau de vorbă cu tineri, cu studenți și nu par idioți. Uh, mai mult decât atât, uh, ceva, ceva există acolo uh, în, în aceste sondaje, acum serios vorbind, uh, ceva, ceva există acolo pentru că, na, vedem, ăsta e trendul peste tot în lume. Uh, uh, Mi-a făcut cineva o observație foarte ok, am zis și eu, bă, nici în Germania nu mai poți să faci guvern fără nenorociții ăștia, încă se poate, sunt undeva la 20% ăștia cu extrema dreaptă, dar ă, lucrurile încă se pot, se pot mișca. Am văzut, au fost alegeri și în ă, Slovacia, tot pe linia asta să merge foarte, foarte ok. Ia să facem acum schimb de căni. Avem bogăție de căni pentru că s-a refăcut stocul la, la, starea nației și Marote mi-a adus acum ceai, că eram cu cana aia goală doar de decor. Da, mulțumesc mult. Și ă, cei care ați lăsat sute, sute, nu zeci, sute de mesaje uh, la noi pe uh, site. Ah, m-am frit. Uh, așa vedeți că am renuit uh, stocul de căni. A trimis cineva un mesaj pe care nu știu cum să-l interpretez. Uh, imediat o să vorbim despre nebuniile astea cu... Uh, ce ni s-ar putea întâmpla dacă uh, alegem... Uh, dacă aducem extrema dreaptă la putere. Și o să le explic tinerilor pe înțelesul lor, mai ales că există și câteva valori de poziție foarte interesante. Mi-a scris cineva care spune așa. Deci, profesor titular, profesor în, în cursul LCCR. Asta înseamnă Limbă, Cultură și Civilizație desfășurat de Ministerul Educației prin Institutul Limbii Române. Există așa ceva în țări din UE. Deci există profesori români care în regim de after school, de deci zice așa, facem ore de LCCR în școli publice, în țările de rezidență, în orar de after school, avem contracte de colaborare pe tot parcursul anului școlar cu plata la oră. Suntem plătiți de statul român cu 30 de euro pe oră, impozabil, deci rămân 27,4 euro. Problema e că, deși cursul funcționează din 2007 și funcționează bine, noi profesorii uh, susținem și menținem cursul, nu se dorește uh, a ni se încheia contracte de muncă, acuzându-se probleme de buget. Deși lucrăm cei mai mulți cum s-ar zice cu normă întreagă, nu beneficiem de concediu de odihnă plătit, în timpul verii nu luăm niciun ban, nu beneficiem de concediu medical. Au fost colegi care au trecut prin cancer și alte boli grave cum au putut. Cel mai grav este că nu avem pensie, ni se spune să încheiem contracte individuale cu casa de pensii. Avem mari probleme cu ANAF pentru că ni se cer bani pe asigurarea medicală în România, deși noi demonstrăm că suntem rezidenți în alte țări. Și o Plătim acolo, nu avem manuale auxiliare, nu ni se mult la dispoziție fonduri pentru plata acestora, plătim toate materialele școlare, xeroxurile pentru peste 100 de copii săptămânal zilnic din buzunarul nostru, ni se reproșează că avem salariu impropriu spus mar, pentru că peste tot se spune că câștigăm peste 2000 de euro, în realitate mi se spune în 12 luni ajungem la 1390-1430 de euro, asta scăzând uh, vacanțe și alte uh, perioade în care nu sunt plătiți. Dacă plătim pensia din țara de reședință, rămâi cu vreo 1100 pe lună. Acum, și îmi spune aici cine mi-a scris, trebuie să am foarte mare grijă să nu spun numele, pentru că oamenilor le e foarte, foarte frică să-și asume lucrurile pe care le spun. Și, domne, ne-am întâlnit cu o grămadă de oameni, cu doamna Anisie, cu doamna Intotero, când erau la comisie, cu. Așa, Comisia de Învățământ și nu s-a rezolvat nimic, deși li s-a promis că se rezolvă. Acum nu știu cum vedeți voi problema, lăsați în comentarii, dar plata cu ora se face în foarte multe dintre școlile din România. Dacă asta e ce poate să susțină statul, până la urmă e și o chestiune de alegere. Dacă astea sunt condițiile, bă, plătim 30 de euro pe oră impozabil, te bagi sau nu te bagi, Acum, nu știu, aveți sindicat, n-aveți, ați vorbit cu sindicatul, înțeleg că e o propunere USR, na, acum fi în campanie, toată lumea are propuneri, de schimbarea legii 198, a primit aviz negativ sau vot nefavorabil și ar fi în dezbatere publică până pe 19 aprilie. Deci asta e așa un strigă de ajutor, cine vrea să audă și să da... Nu știu cum să... Văd problema asta. Normal, oamenii trebuie să încaseze, înțeleg că au și acolo uh, uh, normă întreagă, sau și asta fac suplimentar. Nu știu, uh, dacă n-au alte venituri, da, ar trebui să poată să aibă uh, carte de muncă, toate drepturile. Dacă e o chestie care se face pe lângă, n-am înțeles exact din, uh, din mesaj, nu se înțelege. Sunt cu normă întreagă, nu sunt cu normă întreagă. Ce presupune norma întreagă? Că dacă pui 30 de euro pe oră, cât înseamnă la 1500 de euro pe lună? Înseamnă 50 de ore, nu? 50 de ore nu e. E o normă întreagă? Cum? Păi asta e. O normă întreagă înseamnă 40 de ore pe săptămână. Deci 50 pe lună nu seamănă a normă întreagă. Uh, da. Bun, am dat citire mesajului, înțeleg că profesorii respectivi sunt foarte revoltați. Apropo de oameni inutili, degeaba, fără nicio legătură cu ce am zis, dar să trecem la oameni. Pe care îi doare la instalație de toată lumea. Un astfel de om este, bineînțeles, președintele României, domnul Claus Iohannis. Ai văzut mă că nu, nu se retrage, deci orice ar fi el, nu se retrage. Sunt câte 30 câte, de țări sau câte țări îl susțin pe la rute și. Deci, rute, cum te prinde, cum te rute. Și nu se lasă. domne, eu am șanse. E ca Dinamo. Da. Deci, Claus Iohannis... Am citit mesajul lui Claus Iohannis de Ziua Internațională a Romilor și mi se pare incredibil. Adică, mai bine taci. Serios, mai bine nu zici nimic. Deci fiți atenți, formulare. Autoritățile centrale și locale au obligația și responsabilitatea de a identifica soluții adecvate pentru provocările cu care se confruntă minoritatea romă. Provocările. Deci nu pentru situația execrabilă, pentru uh, lipsa accesului la educație, pentru uh, discriminarea care e uh, omniprezentă, uh, nu, nu, pentru nimic provocări. Provocările cu care se confruntă minoritatea romă. pu ca să zic așa, pățigănește. Da? Este incredibil. Este esențial ca toți cetățenii romi să beneficieze de acces egal la educație, ceea ce nu se întâmplă. Poate n-ați văzut ce discuții sunt într-o clasă unde nimerește un copil rom. Dezastru. Adică sunt foarte mulți români de ăștia verzi care își uh, mută copiii este o, este o întreagă nebunie. Bineînțeles că atunci când ești în felul ăsta călcat în picioare, uh, nu poți să, să te comporți decât într-un singur fel. Uh, continui uh, platitudinile uh, președintelui nostru. Oportunități reale de integrare profesională și socială. Uh -huh și să li se garanteze drepturile fundamentale ale omului. Adică, să... deci, prin această formulare, Iohannis acceptă că romii nu sunt chiar oameni. Corect? Bă, nu sunt chiar oameni, dar uite, avem aceste legi, în opinia lui Iohannis, destul de tâmpite, care trebuie respectate și iar asta cade în sarcina instituțiilor centrale și locale. Nu mai bine taci decât să zici o asemenea tâmpenie. Și apoi începe cu a luat limba de lemn. Asta cred că a rămas de la discursurile lui uh, uh, Băse, Iliescu, Constantinescu. În drumul către o Europa mai unită și mai inclusivă, nu suntem așa. Uh. România poate fi un bun exemplu de societate deschisă și democratică, inclusiv prin diversitatea energiile și competențele cetățenilor săi de etnie romă. Incredibil, mi se pare. Și aș vrea să se uite domnul Iohannis puțin să se întoarcă. Deci dacă domnul Iohannis se întoarce un pic, nu precum lupul ăla filmat, da? care se întorcea perfect. Deci să se întoarcă un pic... Nici domnul Iohannis nu poate, că și dânsul se întoarce cu totul așa, din cauza fierului din care e făcut. Dar dacă se întoarce un pic așa sau pune o oglindă și se uită un pic așa în ea, se văd în spatele domnului președinte umerii domnului Rareș Bogdan. Capul domnului Rareș Bogdan e cu totul în fundul președintelui, a rămas acolo de foarte mult timp. Și dacă se uită în spate, președintele va vedea umerii lui Rareș Bogdan și ar putea un pic să și-l scoată din fund și să-i spună uh, să nu mai vorbească prostiile pe care le vorbește. Apropo de discriminare, apropo de rasism, apropo... Pentru că a dat și Rareș Bogdan uh, un mesaj. Uh, hai să ajungem la mesajul lui Rares Bogdan, dacă-l dacă avem. Este uh, un pic mai jos. Rareș Bogdan zice așa. A, vorbim și despre aia cu banii în ciocolată și cu... pentru că, bă, până la urmă ăsta e poporul. Stați așa. Deci, Rareș Bogdan zice că România nu mai are forță de muncă și statul trebuie să, ofere, să le ofere facilități celor care au plecat din țară ca să se întoarcă. În opinia mea, cea mai mare tâmpenie. Bă, ideea e să faci țara asta să funcționeze. Da? Atât. Asta este. De aia ai fost ales. Te lasă-mă cu rahaturile astea. Domne, aici le oferim de 20 de ani niște tâmpiți numiți politicieni. Inventează ei, vin, domne, hai să facem, să le dăm niște bani, să le dăm niște terenuri, să le dăm niște firme, să le dăm niște nu știu ce. Doar, doar ori veni aici. Și zice ă, ăsta, pițipon cu european, avem nevoie de experiența dânșilor, normal, căcaturi de zis în campania electorală și de dâns și în țara asta. În această seară, pe celălalt canal al nostru, Starea Sănătății, pentru că suntem multilateral dezvoltați și deschidem canale peste canale, urmează și starea performanței, o să fie o nebunie. Deci pe celălalt canal al nostru, astăzi, discutăm despre cancer, răspunzând la întrebarea de ce avem din ce în ce mai multe cazuri de cancer la tineri. Cu studii, cu tot ce trebuie. Și Asta, când îi chem pe ăștia în țară, spune-le și că România își omoară bolnavii de cancer cu 50% mai mult decât media europeană. Deci, oameni bolnavi de cancer care mor cu zile, uciși, practic, de sistemul nostru de sănătate. De ce s-ar întoarce oamenii ăștia? Adică, bă, fă tu o țară ok, că oamenii vin înapoi singuri. Oricum vor să vină toți. Ba mai mult, ăia că cei mai mulți revin și investesc banii aici. Nu trebuie să-i chemați voi toți papagalii planetei. Da? Și iată ce zice ăsta, fiți atenți cu frica. Da? Deci cum, cum bagă el frica, Rareș Bogdan fiind uh, uh, scăpat de fapt de la aur, că el locul lui la aur Aduceți-vă aminte de toate emisiunile Ipochimenului, de toate. El e aur cu totul. Scrie pe el, acolo ar trebui să fie președinte de partid. Și ar câștiga și aur mai multe procente. Că, na, vorba aia, trăim în țara în care oamenii sparg figurinele de ciocolată pentru că au arătat niște tâmpiți pe TikTok că au găsit bani acolo. Deci, cam asta e nivelul. Uh, și zice așa, dacă nu vrem ca peste 2 ani sau peste 3 ani să avem 2 milioane de sri-lanchezi, da, uh, singalezi, da, uh, când ești prost le spui așa, uh, de tailandezi, din Bangladesh, și din Nepal, deci cât de prost e, că el nu știa să zică, înțelegi? Așa, pe străzile din București, Cluj și Constanța. Așa, nu e o problemă să trăim cu oricine, și-a dat seama că e rasist și că e prost, dar cred că ar fi mai bine să se întoarcă frații noștri. Ah, frații noștri, dacii noștri! Așa, să încercăm să-i convingem că în România lucrurile nu mai merg atât de prost cum e în, în TikTok-ul românesc și lucrurile se mișcă în anumite zone chiar foarte bine. Și poate fi atractiv inclusiv din punct de vedere al salariului. Ta -na 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 -na. Sistemul bancar românesc trebuie să le acorde credite și atunci, deci să le acorde credite unora pentru că vin înapoi în țară, de ce să nu ne acorde nouă o credite cu dobândă preferențială că stăm în țară? Nu noi stăm în țara asta de rahat? Adică dacă e să acționăm într-un fel rahat, ăsta de patriotism, nu mai repede acționăm de la capătul ăsta decât de la celălalt. Oamenii de afară trimit bani în țară astfel încât oamenii din țară să supraviețuiască imbecililor. Cum să pui problema așa? Și atunci noi, prin fondul de garantare, ei vor să mai mânărească niște bani, înțelegeți? Cât și prin alte facilități trebuie să-i sprijinim. Și a urmează ieșirea, aterizarea. Eu iubesc pe toți românii, indiferent de rasă, indiferent de etnie, indiferent de orientare sexuală. Pe toți îi iubesc, îi ador. Numai că cât să mă trezesc eu în România, că vedeți asta, bă, eu nu sunt rasist, dar... Așa zic toți rasiștii, toți rasiștii de pe planetă, în frunte cu boala de Trump, toți zic așa, Bă, eu, eu, nu sunt rasist nicio, am și niște prieteni care sunt, no. deci eu nu sunt, dar când auzi asta, gata, închizi și pleci. Deci, Rareș Bogdan zice, dar decât să mă trezesc în România cu 3 milioane din afara spațiului comunitar, și ja, si. așa, ăia nu e oameni sau ce, prefer să găsesc facilități să-mi întorc acasă 3 milioane de români. O porcărie pe care foarte mulți au încercat-o, bă, lăsați în pace pe oamenii Lăsați-i dracu în pace, că bă, asta e o rană, chestia asta că ai plecat, da? pe care mulți nu putem să o facem, indiferent de oportunități, de... nu putem să o facem foarte mulți. De ce? Bă, doare prea tare. Pentru unul ca mine, pentru foarte mulți dintre cei care stau aici, mă, doare prea tare și ideea să pleci. Și atunci, ăia care fac asta, care au puterea asta extraordinară să facă asta, să se rupă, pentru că altfel nu pot să uh, uh, își întrețină familia și pleacă, băi, ei vin imediat când văd că lucrurile sunt îndreaptă. Deci tu, politician imbecil, Iohannis, Rareș, Bogdan, Ciola, ciucă, toți, faceți dreap cu țara locuibilă. Educația ok, sistemul de sănătate ok, infrastructura, da? Mă uitam la reportajul ăla, ați văzut, mă, la România te iubesc, bă, aia cu recuperarea, cu oameni care sunt pur și simplu lăsați să moară, bă, oameni care pot fi recuperați cu totul, astfel încât să fie uh, 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 cetățeni în această, uh, în această țară ok, să poată să-și desfășoare în continuare activitatea, să își găsească fericirea, sunt pur și simplu nenorociți de acest stat imbecil. Deci despre ce vorbim noi? Un stat care le întoarce spatele zi de zi propriilor cetățeni din țară, vine acum prin vocea unor, prin vocile unor imbecili să spună, bă, veniți înapoi și voi, că avem grijă și de voi, păi tu nu poți să ai grijă de ce a mai rămas aici. Mă, cât de ipocrit să fii, cât de jeg să fi să pui problemă în halul ăsta. Incredibil. Da. Ciolacu a fost astăzi, înțeleg, într-o vizită de lucru la Institutul Clinic Fundeni în contextul marcării Zilei Mondiale a Sănătății. Sper că domnul Ciolacu n-a urcat... Există acolo câteva saloane la oncologie pediatrică unde s-ar putea să ia ba o ciupercă, ba o șmecherie, sunt chestii de-astea care... La o adică pot să vă omoare domnul Ciolacu, și țara are nevoie de dumneavoastră. Așa că mai bine mai mare cât un copil acolo, din când în când decât să. Uh... Și a făcut acolo o conferință de presă, domnul Ciolacu. Repet, sper că nu într-unul din acele saloane, cu Rafila, cu uh, Cârstoiu, desigur, practic o vizită electorală. Și, băi, asta mai e altă chestie. Atâta vreme cât uh, tolerăm aceste lucruri, ei le vor face în continuare. Veți vedea, vor câștiga alegerile și vor spune, iată, oamenii ne votează pentru că suntem competenți. Așa, deci, o să-l auziți pe acest ciolacu, iată, a decis poporul. Deși jocurile sunt practic făcute, jucăm la impuse cu totul. Pentru că societatea, din păcate, în acest moment, nu e pregătită să ofere mai mult. Au ucis acești imbecili care ne conduc orice fel de societate civilă, orice fel de presă, au cumpărat tot, orice fel de, de uh, uh, piața a ideilor, cum o numește foarte mișto domnul Patapievici, în cartea cu același nume pe care v-am recomandat-o deja. De ce nu avem, de ce nu există în România o piață a ideilor? E, din, pentru toate astea, dar de ce nu avem la fel oameni competenți care să conducă instituții? De deci ce ați nenorocit absolut tot, tot în țara asta? Și acum veniți și ziceți, hai bă, uite, lumea în alege, ne votează. Ați dus țara asta în acest punct? Bine, aici a avut o contribuție senzațională internetul, are o contribuție senzațională lipsa de educație, dar trăim în țara în care oamenii găuresc figurinele de ciocolată să vadă dacă nu-ți bane acolo. Sigur că eu îmi doresc țara, îmi doresc să prind și eu, să trăiesc în țara care sancționează, în vreun fel, marile magazine pentru că le vând copiilor o travă. Îmi doresc asta. Deci oamenii să citească etichetele, să vadă 75 de ingrediente într-o chestie pentru copii, dintre care 65 sunt niște nenorociri, da? făcute în laboratorul de chimie și să le găurească așa cu degetul, să zică, eh, asta nu trebuie vândută copiilor. Da, problema e că oamenii desfac alea pentru că ei cred că sunt niște bani acolo. Da, și atenție, nu e vorba de prostie neapărat, nu. E vorba că oamenii văd atâtea nenorociri la televizor în fiecare zi, încât ajung să creadă orice. Pe net, la fel. Și oamenii cred aceste porcării. De ce? Pentru că nu îi educăm să înțeleagă diferența dintre o, o nenorocire de-asta și uh, uh, realitate și adevăr, mai mult decât atât. Nu avem, ne trebuie, oricât am zice noi, domne, libertate de exprimare, nu știu ce, mă, trebuie niște reglementări. Pentru că s-a schimbat lumea. Îți trebuie niște reglementări pentru situația în care unii de pe net fac aceste lucruri fără să le marcheze. Adică, bă, asta este o farsă. E o chestie pe care noi o facem să râdem. Da? Băgăm niște bani în figurină de ciocolată și vedem dacă cineva... Deschide figurinele aia. nu se poate, să ajungi în magazine să pună aia, domne, nu mai desfaceți, nu, mai... nu se poate așa ceva. Ce trebuie să înțeleagă acest suleți care se numesc producători de conținut, este că treaba asta, producerea de conținut, trebuie să vină la pachet cu niște responsabilitate. Că nu poți să te declari uh, uh, zi uh, producător de conținut și să vii să faci chestii care ar putea să ducă la uciderea unor oameni. Adică, proștii aia cu magazinele, trebuie să ia toate filmulețele astea de pe net, proces, simplu, e atât de simplu, proces pe toți producătorii de conținut care au făcut asemenea lucruri. Mai mult decât atât, avem producători de conținut în România care lansează mesaje Uh, atât de nocive, uh, care susțin tot felul de produse, de nenorociri, de uh, uh, creme care te omoară, de tot felul de uh, suplimente, uh, ceaiuri, nenorociri, tot felul de astea, de slăbit, de, de, de potență, de dracu să le ia pe toate și nimeni nu le face nimic. Este plin netul de filmulețe în care apar eu E plin netul, e, pe de-o parte zici, mamă, cât de, îți dai seama cât de important ești când ai... Bă, e plin internetul, eu am primit de la oameni cel puțin 10 astfel de filmulețe. Sunt într-un filmuleț, mi l-a trimis doctorul Mihail când a fost la noi la interviu. Eu și doctorul Mihail, ni mi se modifică vocea cu AI-ul sufletului și vorbim despre un medicament de potență. Nimeni nu... Deci n-ai ce să oprești, ce să reclam, ce să... Nu se oprește. să închide într-o parte, apare în altă parte. Nu e... nu există niciun fel de responsabilitate. Nimic. Zero. Zero. Și oamenii cred. Am avut un, pri un prieten bun, care e în vârstă, are peste 60 de ani, mi-a trimis uh, filmulețul și a zis, bă, te-ai apucat să faci reclame la medicamente de potență și zic, bă, mâncați-aș gura, dă drumul la la, dă play și vezi dacă... Să potrivesc buzele cu ce zic acolo și dacă tu crezi că ăla ai un dialog, ok. Ascultă să vezi ce greșeli de exprimare sunt. Pentru că ei nu știe românește și atunci le pune... Cum îi vin? Sau proștii aia care folosesc ei că de fapt despre asta e vorba. ei zice un text pe care îl dai tu. Dar ăia care fac asta să atât de proști încât fac textul, textul cu mari greșeli. Este incredibil bă, ce se întâmplă. Și noi în această țară trăim, iau ce urlă căruța, azi am adus-o la, la treabă cu mine, da? Vă arăt un pic mai încolo. Nu uitați, de la 20.30 rămân la adunarea generală a acționarilor cu membrii plătitori ai. 19.30, pardon, azi 20.30 la 19.30. Pentru că acum este ora 19 aproape și uh, o să vă las și pe voi mai mult să uh, vorbiți și să întrebați. Ia uite, Alin Lupescu, membru de 44 de luni, frate. 44, cât mi-l la picior, mamă, mamă. Așa, iar a ieșit Ciolacu despre taxa de boală, iar o tâmpenie fără margini, o să facem ceva și mâine la emisiune, la, la starea nației. Mă te închin, iar a dat-o pe aia că el nu dă, că el nu face. Și fiți atenți, tratează mamele cu copii mici și gravidele, ca și cum ar fi bolnave. Ca asta, asta e taxa pe boală și el folosește, în exemplu, dă mai jos, să vă citesc. Zice, am luat o decizie în guvern, am acceptat de la această taxă, cu alte cuvinte, cel aflat în concediu medical pentru maternitate, pentru faptul că are copilul bolnav, pentru boli cronice, pentru cancer, va avea un venit suplimentar cu această taxă, 10%. Nu, tu ai pus o taxă. Nu e un venit suplimentar. E cât cât era înainte. Nu mă? Nu. adică ei au pus o taxă pe ce se dădea de 10%. Corect, Larisa? Bun. Deci eu am, am pe cât se dădea, am luat 10% drept taxă. Deci nu-i dai în plus nu la 10%. Nebunule, ai lăsat-o cum era. Ești sănătos la cap? Deci i-ai taxat pe unii cu 10% și i-ai lăsat pe unii netaxați. Dar asta nu înseamnă că le dai 10% în plus. Dacă puneai peste valoarea pe care ai taxat-o 10%, atunci discutam de 10%. Bă, ăștia nebuni, bă, ne fac din vorbe. Doamne, apoi el zice, dacă ne uităm pe statistici, suntem cel mai bolnav popor din lume. Păi dacă tu, papagalul, le pufuleți când intri în magazin ca prim-ministru, cum ai vrea să fim? Sănătoși? Ia dracu un măr, că te-ai împiedicat de mere când ai intrat în magazinul ăla. Ia un măr. Pufuleți și și mere. Bere? Cum bere? Am înțeles. La. Așa. Și zice, zice ăsta ciolac în continuare. La asemenea dimensiuni, dacă doriți ca eu, eu să dau venituri mai mari celui care cu voie sau fără voia s-a arăcit și stă cinci zile acasă, n-am să o fac. Cum adică? De ce? Zice, să dau și medicamente compensate pentru tuse și junghiuri. Să plă... Vezi că s-a murit în lumea asta de la o răceală. Asta cu covid de la o răceală s-a murit foarte mult. Așa, să plătesc absolut tot și să suport eu, statul român, leta se moa. Da? Să plătesc eu, ciolacul, adică statul român, la această dimensiune de 6 miliarde pe an concedii medicale, nu o să o fac. Mai zice, să încurajez ca ăla care, are, care e răcit și stă acasă să primească cu 10% mai mult decât cel care e la serviciu, n-am să o fac. Cu adevărat, zice el, are niște formulări absolut imbecile, dar na, când ești analfabet, uh, pentru, oh, au, de ce ai, rupt, pentru bolnavii cronici, pentru oncologie, pentru mame, stăm, așa, pentru copii bolnavi, categoric, cheltuielile sunt mai mari. Incredibil. Așa. Bun. Hai să luăm de la oameni. Aveam mai multe de zis. Vom avea și mâine emisiune și vom discuta despre multe dintre aceste lucruri. Hai să luăm întrebări de la oameni, tot felul de lucruri, curiozități. Nu uitați, deci, că de la... Mamă, câtă lume! Nu uitați că 1200 de utilizatori. Mă, dar de ce după ce terminăm live-ul, deși să uită, am văzut, și 2000 pe live și el pleacă de la zero la vizualizări? Ai văzut marote? Deci una ai live-ul și după ce se închide live-ul, zice 100 de oameni au vizionat și tăi și băi, nebunit, voi păi eu m-am uitat în live acolo. Ia uite, acum sunt 1200 de oameni. da. Mm. Vă dați seama ce râde domnul Nicolae Guță de mine. 1200 de oameni, serios. Așa. Vreau să vorbim un pic despre... Dăm la domnul profesor care a vorbit despre faza asta cu aur pentru că mi-a plăcut luarea de poziție. Și o să vă citesc ceva până vin întrebările voastre. A, băi, joi. Joi, ediție specială pentru că nebunia asta cu puiul colorat și plin de salmonela, care până la urmă e plin de salmonela, atenție foarte mare. Facem joi o ediție specială, vrem și cu invitat din partea autorităților, mai adunăm până atunci opinii, pentru că se pare, se pare că nu ne dăm seama, nu avem idee despre dimensiunea corupției de la ANSVSA în țara asta și documentăm subiectul astfel încât joi, o să venim joi la muncă săptămâna asta ca să facem treaba asta pentru că am amânat ce, ce aveam deja lucrat pentru joi asta și vom avea o ediție specială cu acte cu absolut toate lucrurile pentru că bă, se pare că unii vând cu bună știință pui ăștia cu nenorocire de asta și e posibil să și încaseze niște bănuți, o să ne lămurim de toate pentru că sunt milioane de euro de la UE pentru despăgubirea fermierilor unde sunt loturi de-astea cu, cu salmonela aia periculoasă. Da? Deci vom vorbi despre asta joi, ediție specială, dacă mai aveți lucruri, chestii foarte interesante și aveți informații sau lucrați în astfel de firme care fac asta cu bună știință, dați-ne de veste, vă protejăm identitatea, dar vrem să verificăm din cât mai multe surse lucrurile pe care le-am aflat și care sunt în opinia mea incredibile, Adică, bă, unii trebuie să meargă la pârnaie pentru ce se întâmplă asta, fără discuție. Mm. Și acum, explicațiile unui profesor român de gândire critică despre opțiuni electorale, gândire, argumente, chestii socoteli. Uh, și se pleacă de la sondajul ăla cu tinerii care votează aur. Ați văzut sondajul? Eh, profesorul Radu Atanasiu spune pentru Hot News. Că discuția, foarte interesant ce am spus-o de mai multe ori aici, chiar am zis și la început și am zis cu fiecare ocazie, bă, am plecat și eu foarte mulți ani pe această fentă că, bă, discuția este despre cât de proastă e lumea. Nu. Nu. Chiar dacă, da, nivelul scade de la an la an, avem o problemă cu lipsa de educație, discuția nu este despre IQ. Uh, și domn' profesor zice așa Nu sunt alegătorii inteligenți la un partid Și cei submedie la alt partid Vorba aia, principalul partid din țară Cu care votează cei mai mulți dintre români E PSD-ul să-i suspectăm pe toți că sunt tâmpiți? Nu uh, Și mai spune profesorul E despre ceva Mult mai omenesc și științific probat Uneori Cu cât ești mai deștept Am vorbit despre asta la Vocea Nației Cu atât ești mai orb la argumentele împotriva poziției tale pentru că ești bun în a căuta tu la rândul tău contraargumente. Înțelegeți? În același timp, generațiile născute într-o democrație de-a gata trebuie să se gândească dacă chiar li s-a urât cu binele. Asta spune profesorul Atanasiu. E un fel de mâzgă care întunecă mintea și te face să iei tot felul de decizii. Totuși, aș vrea să spun că se întâmplă un lucru bun, dar care are consecințe proaste. Iar acest lucru bun e că am ajuns într-o societate cât de cât normală, în care pasiunea pentru politică e mai mică decât pentru, să zicem, care e echipa steaua adevărată, cea a lui Becali sau a armatei. E un lucru bun pentru că pasiunea nețărmurită pentru politică întunecă mintea. Ca să nu mai vorbim că nici de partea cealaltă electoratul nu e tratat corect când faci o listă comună pentru oameni care se vor duce în două partide diferite uh, uh, din Uniunea Europeană, când n-ai candidați care să facă o dezbatere, vedeți, aici, aici e o foarte mare problemă. Uh, e o relație proporțională între cât respect primim noi și cât respect dăm noi la schimb. Și mai spune profesorul Atanasiu, mi se pare că încurajarea de către actorii electorale a gândirii și dezbaterii este minimă. Ce spuneam despre această piață a ideilor, despre dezbateri, Uh, și atunci când nu e mare pasiunea pentru. Uh, când nu e mare pasiunea, apare un fel de nepăsare critică, și după aceea întrebarea de ce să nu dăm cu băta prin gard. Pentru că foarte mulți oameni au această poziție acum. Dar ia mai dă-i mă, că am încercat cu toți. Ia să facem și chestia asta doar să le facem în ciudă. Bă, e foarte, foarte nasol. Păi ai văzut în Portul Constanța cu barca cu explozibil? Doamne, Dumnezeule mare! Doamne! Deci cineva, dacă vrea să ne radă pe noi de pe fața Pământului, nu dă o bombă atomică. Vine și ne o lasă la poartă. Vine, o lasă la poartă și pleacă. Iar noi o să venim și o să, o să deschidem poarta și o să zicem Vai, ce frumos! Uh, seamănă cu o tiribombă! Hai să ne dăm în ea. Stați, nu ne dăm în ea acum! Hai să o băgăm în... Întâi în țară, o punem în mijlocul sufrageriei, da, o băgăm în casă, o punem în mijlocul sufrageriei și apoi ne dăm în ea și... Puf, e suficient! Da? Dacă faci asta... Deci nu că să te complici, că stai că bombe, că avem scut antirachetă astea. Nu, tată. O aduci tiptil frumos cu șalupa, o lași undeva. Vin niște dorei să uită și zic <cute> să mă cu o barcă, să moară bibi. Hai să o ducem în port. Super tare, super tare. Da. La fel, n-ați văzut? Ăia o obuze în curte. Îl pun pe bicicletă și să duc cu el la primărie, la poliție. Doamne, am venit să aduc. Băi, Da? Asta e. Foarte, foarte. Sau taie cu flexul. S-au -au văzut cazuri. Noroc că n-au explodat ale. Da. Fabulos. Fabulos. A, mai mult. Tâmpiții au detonat bomba în port. Au, au detonat încărcătura aia explozibilă, da? Și n-au anunțat. Ei au anunțat la patru ore după. Și înțeleg că oamenii din zonă, chiar și de la 8, 10, 15, 20 de kilometri, au fost, bă, gata, a venit războiul, nenorocire, mai ales că, na, sunt mai aproape de ce se întâmplă pe acolo. Bă, este, este incredibil. Bă, este incredibil. De ce nu au anunțat? Domn, bă, a anunțat peste tot, toate posturile, toate. Vedeți că la Constanța facem asta. 500 de kilograme de explozibil. Da? Fabulos. Înțeleg de două ori mai mare decât încărcătura pe o rachetă Harpun sau Neptun. Nu mă pricep, nu știu. Da. Mă rog, au detonat un poligon, au făcut ei acolo ce au făcut. Bun. Uh, hai să vedem ce zic oamenii. Uh, vă rog, am multe mesaje și pe WhatsApp, s-a activat lumea, pac, pac, nu știu ce. Da. Ia uite, Mihai zice, salut, ești pe București, azi ne vedem? Cum zic? sunt la muncă, la treabă, la astea. Așa, Ionuț, toate sondajele sunt greșite, realitatea este alta. Da, întotdeauna realitatea îi ia prin surprindere pe politicieni, dar bineînțeles nu putem ști ce e în, mintea fiecăruia și vreau să vă spun bă, am, am văzut atât de multe alegeri, am văzut... Atât... Bă, și ai zice că după ce vezi atât de multe a devii destul de bun în a simți așa, măcar, măcar în a avea ceva intuiție cu privire la... Eu sunt într-un întuneric total în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple. Uh, Joe Salutări! Cum se poate implica un om obișnuit să ajute la îmbunătățirea situației din spitale? Bă, cu privire la îmbunătățirea situației din spitale, putem, putem, cu toții să facem câte ceva, spunând asta peste tot, manifestând susținere față de na, oamenii care lucrează acolo, față de tot ceea ce se întâmplă, scriindu-le politicienilor, pentru că dacă ăștia încep să primească, uite, Ciolacu, toți ăștia încep să primească scrisori în fiecare zi de la sute de mii de oameni, mail-urile, blocăm mailurile, stabilim toți, știți cum blocăm o instituție? Stabilim toți că mâine la 14.04 toată lumea să-și pregătească ceasurile, dăm mail la... da, sau un mesaj la administrația prezidențială, sau la, ați văzut, toate inițiativele astea și recorder și ce s-a mai întâmplat, bă, au trebuit să dea ăia cheltuielile până la cuan. Deci, fiecare poate contribui în, într-un într fel. De fapt, apatia noastră, lipsa noastră de reacție a dus la situația actuală. Pentru că dacă noi n-am fi permis să se ajungă aici, nu s-a ajungea aici. Dar noi pur și simplu am permis. Am, noi am zis, bă, noi suntem oamenii pe care ne doare fix în cur, de condițiile din spitale. Noi am zis asta, noi românii. Noi zicem asta în fiecare zi. Bă, pe noi ne doare fix în fund despre, să nu mai vorbesc uh, urât că se supără la Luca, despre uh, situația din spitale. Ne doare fix la spate, nici măcar acolo, de ce se întâmplă cu educația. Nu ne interesează. Nu, nu suntem interesați de treaba asta. Maximum suntem interesați cât. Se află copiii noștri în uh, diverse situații. Dar, în rest, nu ne interesează. De ce? Pentru că această societate imbecilă ne educă să căutăm permanent, exclusiv, salvări personale. Nu e despre noi, despre comunitate, despre ce putem să facem împreună. Iar la întrebarea ta să răspund direct și foarte scurt, Joe, ce poți să faci tu, sau Joie, sau joie, sau cum vrei să spui, ce poți să faci tu? Este să te aduni cu alții. Pentru că singur nu poți să faci nimic. Nimeni, cum spune Knausgaard foarte mișto în cartea a cincea din lupta mea, nimeni nu poate fi o insulă. Da? Și atunci dacă ne strângem, putem să facem diferența. Putem să îi obligăm pe ăștia care ne conduc să facă lucruri. Dar dacă pe noi ne interesează, nu e mă niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă. Dacă stăm și ne interesează ei, uite, vorbeam și cu unii dintre părinții la mine acolo, la, la Ploiești, bă, au tăiat, au venit ăștia, le-a zis asta, Roberta, Anastase, ce să facă, au tăiat bugetul la CSM, antrenorii de acum de la 1 aprilie, niciun antrenor nu mai are contract, nu mai are nimic. Bă, sunt 1700 de copii. Bă, nu s-a întâmplat niciun fel de manifestație în fața primăriei, n-a fost nimeni acasă la niciun consilier local. Eu vreau să mă duc, eu vreau să iau la rând. Dar nimeni nu pare interesat de situație. Că nu mai au antrenorii, nu mai primesc bani deși aveau niște salarii de mizerie, că nu-și mai pot desfășura activitatea, că deja antrenament, multe antrenamente scârțăie, că unii stau pe 0 lei 0 bani pentru că sunt foarte pasionați. asta Măgăriile astea se întâmplă în fiecare oraș din țară. Dar dacă oamenilor nu le pasă, nu se întâmplă nimic. Ia să fie după o astfel de nenorocire, nu știu, tăierea bugetului la spital. Asta e bugetul la spital, da. Toată comunitatea mâine e la voi acasă. Nu la primărie, în Ba, acasă. Să văd cum ești să-ți duci copilul la școală când ai 250 de oameni la tine la ușă. Nu-ți fac nimic. Stăm acolo. Te întrebăm dacă ești bine, ce mai faci, dacă ai de gând să dai bani înapoi la spital. Despre asta e vorba. Până n-ajungem în acest punct, nu vom putea să ne facem o țară. E atât de simplu. Deci, pe persoană fizică nu putem face nimic. Împreună, mutăm munții. Mai departe. Uh, Solaris, îmbunătățirea situației din spitale se poate face dacă justiția și-ar face treaba. Mm, Nu-mi place mesajul. Citesc mai departe. Pentru care e plătită, dar cum e oarbă și trebuie să le plătim mai nou și ochelarii, furtul din spitale va continua. Solaris, în primul rând, face o confuzie. Justiția trebuie să fie oarbă. Deci, vezi că ai înțeles greșit uh, 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 toată șmecheria. Că sensul e că nu ține partea, da? Uh, nimănui. Bun, nu intru în alte amănunte aici. Uh, Nu-mi place asta cu justiția. N-are nicio legătură schimbarea situației din sănătate cu justiția. A! Sunt niște cazuri, unele, multe, în care să fură. Ok. Sunt niște cazuri, unele, multe, în care medicii pretind șpagă. Condiționează actul medical. Da. Dar schimbarea situației din sistemul sanitar nu se poate face decât prin politici publice bune. Atât. N-are absolut nicio... Nu mai băgați justiția asta peste tot. Nu -ți... A încercat SRI-ul, tată. Până acum câțiva ani, a încercat sri să facă democrație cu justiția am fost foarte aproape de cea mai nenorocită dictatură a serviciilor. Încă serviciile sunt foarte, foarte bine, nu doar mufate la ce se întâmplă, ci decid foarte multe lucruri în această țară. Inclusiv rezultatul alegerilor care stau în fața noastră. Da? Așa cum au decis și în 2019, unde oamenii au zis, l-am votat pe Iohannis. Nu! S-a aranjat treaba să aibă Iohannis uh, drept contracandidată pe Veo. N-a câștigat Iohannis nimic da? la alegeri. Lucrurile astea se aranjează în alte părți. Și noi zicem că avem... Nu, avem doar iluzia uh, alegerii așa cum avem iluzia cunoașterii, așa cum avem iluzia alegerii în magazine. Nai într-un hipermarket unde 90% din marfă e proastă, vei alege marfă destul de proastă să duci acasă și vei mânca Nenorociri. Da? Din păcate, ocupația pentru un trai sănătos, pentru o mentalitate axată pe sănătate, a devenit un job în sine. E foarte, foarte greu. De ce? Pentru că infrastructura din jurul nostru e prost făcută și pentru că noi uh, tolerăm aceste lucruri. Dar, revenind, n-are nicio treabă justiția cu situația din sănătate. Nu acolo e cheia. Dacă de mâine nu mai are nimeni șpagă și nu mai fură nimeni în niciun spital situația de din spitale va fi la fel de nasoală. Deci nu acolo e cheia, eu nu o văd și haide să terminăm cu asta. Cu nebunia asta useristă, toată lumea la pușcărie, hai să nu știu ce. Nu, nu are nicio legătură. Nu așa facem o lume mai bună. Cu totul altfel. Ok, mai departe. Pică la valiera. Așa. Vă reamintesc, la 19.30 uh, rămânem la discuții cu abonații plătitori. <coughs> Așa. Eu când urmăream emisiunea pe Chrome, tot vedeam reclame la pariuri. Acum folosesc uh, Brave, nu e asta, și nu mai vă reclame. Bravo, foarte bine. Așa. Vedeți că alea nu sunt, mai scriu niște oameni. Domne, vorbiți împotriva pariurilor și apar reclame la pariuri. <laughs> nu sunt de la noi. Ok. Uh, Alex, cum crezi că... Și nici nu putem să le oprim cum crezi că afectează schimbarea climatică bruscă oamenii? E o lovitură psihologică această schimbare? Alex, ta -na 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 -na. fie nu ne urmărești de suficient timp, fie nu mai zic. Cum crezi că afectează? Vedem tot timpul cum suntem afectați de schimbarea climatică. Nu e o schimbare care s-a produs așa. Schimbarea asta se produce de ceva timp, e accelerată, a fost accelerată de uh, uh, toată orientarea economiei către consumerism și creștere continuă și profit cu orice preț și iată în ce situație am ajuns. Atenție! Nu planeta moare. Am tot zis asta, că toată lumea omorând planeta mai sunt tot felul de, domne omor. Planeta nu dă doi bani pe noi. Da? Nu există. Planeta nu are conștiință. -are... Da? Nu există treaba asta. Nu. Nu vor mai fi pe această planetă condiții și nu avem o planetă B, e și titlul unei cărți, vă recomand. Da? Nu există planeta B. Pur și simplu nu vor mai fi condiții prielnice vieții omului dar planeta asta n-a fost făcută pentru viața omului. Ok? Nu Părem incapabil să înțelegem asta. Da? Bine, dacă na, ești încă la nivelul în care crezi că a stat cineva așa și a făcut nu știu ce și ok, atunci, ae, nu putem avea această discuție. Dar iar asta cu lovitură psihologică nu înțeleg exact ce vrei să spui. Dacă e o lovitură psihologică această schimbare, nu, nu înțeleg. Veți auzi și auziți tot felul de prostii de la cei care neagă aceste efecte foarte nocive ale schimbărilor climatice. Vreau să vă spun că azi dimineață, în timp ce îmi luam doza de, de soare și mă simt din ce în ce mai, mai bine și mai energizat cu treaba asta, bă, îmi venea un miros de asta atât de nenorocit și m-am întrebat din nou, bă, am, am tras atât de mult să-mi fac și eu acolo o căsuță cu tot ce-mi trebuie, cum la undeva la marginea orașului, bă, și sunt totuși în raza unei rafinării nenorocite care în fiecare zi eliberează câte ceva mâncă, v gura voastră. Și am zis, bă, dar de ce nu plec eu să, să mă mut de aici? Cât de imbecil pot să fiu? Știu că mi-a -mi ani din viață faptul că m-am născut într-un oraș super poluat, ca nenorocitul ăla de ploiești, la fel se întâmplă și cu bucurești, și cu biașu și cu Brașovul, și cu uh, 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 Timișoara, Clujul, toți. Bă, și trage să mergem, să stăm acolo, să mai ales după uh, da, mai ales acum, bă, îți, îți cam poți face treaba. Îi admir, am prieteni care au lăsat tot, s-au mutat, s-au dus la dracu în praznic, mai vin odată la două săptămâni pe unde mai au treabă până oraș și în rest muncesc de la distanță sau își concentrează în 3-4 zile în munca și apoi să duc, frate, o taie undeva unde aerul e respirabil, unde nu sunt toate particulele astea PM2,5, avem și la emisiunea din seara asta de pe canalul Starea Sănătății despre corelația dintre cantitatea din ce în ce mai mare de plastic și de particule și de toate nenorociri și incidența cancerului la populația tânără. Deci, e incredibil. Și cu toate astea, am avut așa o discuție cu mine, bă, dacă dă prost, ești, mă, să stai în continuare, să-ți ții familia aici, să stai cu copiii, cu... în loc să... Știi, după aia spui problema, stai, bă, unde să pleci, că uite, e cu infrastructura asta pe care ai făcut-o stai, copilul e nu știu unde, sau ce nu știu ce are, un rost, poți să-l iei de la școală iei de la școală și unde îl duci, la școală, de în sat de nu știu unde, la noi la sat școlile aproape că nu sunt și atunci cum faci? Iată, niște probleme incredibile și la uspă pe pițipon cu european, românii de afară haideți înapoi în țară, să ce bă să-i omori, incredibil ce să le dai, cancer românilor din de, de diaspora, fabulos așa Alex a revenit, zice, mă, mă referam la schimbarea bruscă de acum. Brusc 30 de grade, cum afectează la nivel psihologic oamenii. Nu că ar fi vreo conspirație, nu m-am făcut destul de bine, înțeles, Mersi mult, Alex. Băi, brusc, da, este, dacă urmăriți nebunia aia, se face un grafic de asta, există, îl găsiți pe net, eu mă uit la el din când în când, cu uh, temperatura plecând de la o culoare și ajungând la roșu, ce avem acum. Bă, e nenorocire. Într-adevăr e nenorocire. Adică, uite, stăteam azi, bă, sus aici nu se mai poate sta, mă rog, e o clădire din tablă, o hală, dar nu se mai poate sta, fără aer condiționat, fără... e, e uh, în nenorocire. Și da, va fi din ce în ce mai rău. Și atunci, bă, să ne căutăm locuri unde ai și un pic de verdeață, și un pic de, de natură, să poți să ieși, să evadezi, să pleci, să, să te poți plimba, dar unde? Numai am betoanele astea nenorocite. Lucrăm și toate, toți nemernici ăștia lucrează mai degrabă la infrastructură pentru mașini, bă, decât la infrastructură pentru oameni. Este incredibil. Bă, sunt prea multe, avem prea multe mașini. Prea multe mașini. Este, este incredibil. Da. Noi de -aia ne mutăm, de -aia lucrăm la Teatru Nației, le ducem pe toate acolo, stăm acolo. Eu nu vreau să mă mai urc în mașină. Doar, bă, plec undeva mai departe, iau mașina. Dar chestii de-astea, 10, 15, 20 de kilometri, nu mai vreau să văd. Bicicletă, da, frumos, fără niciun fel de problemă. Bă, nu mai vreau să, să văd mașină, să văd, să-mi țin curul ca bou în mașină toată ziua. Să stai în trafic, ca tâmpit. Uite, mi-e groază de... -aia. Am fost săptămâna trecută, miercuri, la <coughs> Striblea și la domnul Radu Paraschivescu <coughs> o stai zic. Deci, lui Striblea e Striblea și domnul Paraschivescu e domnul Paraschivescu Am fost la Vorbitorin și uh, a fost foarte mișto uh, Cel puțin pentru mine uh, Nu știu pentru ei, o să vedem și pentru voi Și bă, am traversat tot București, bă până Rahova Am traversat tot București, de aici de la Otopeni O oră și 20 de minute Mă, nu se poate așa ceva. Mă, nu se poate așa ceva. Și stăteam și mă gândeam, băi, uh, uh, periodic când trebuie să fac chestia asta, o sun pe nevastă mea și zic, bravo, mamă, bravo, mare dreptate ai avut acum de 15 ani când te-am bătut la cap să ne mutăm la București. aici, zis, bă, nu, e o nenorocire orașul ăla, nu vreau să am de-a face cu, cu, statul acolo, să stai toată ziua, să bă, să-ți pierzi viața în trafic. Pur și simplu să-ți pierzi atâtea ore în trafic. Eu fac 45 de minute de la mine de acasă, până aici, la autopeni, și și la asta vreau să renunț, să mut tot acolo, bă fac 5-7-10 minute cu bicicleta, e ok, stau acolo, mi-am făcut treaba, mă urc înapoi pe bicicletă, mă duc acasă. Da, să nu mai parcurgem distanțele astea, să nu mai facem. Doamne, doamne, doamne. Ok, hai să mai luăm o întrebare, să vedem uh, 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 cine ce mai zice. Deci, apropo de. Cum? Tot cu bicicleta o să vii și tu. Din Bergen, la Ploiești. Băi, eu am făcut naveta pentru voi atâția ani. Faceți și voi. Nu, no, îl mutăm pe marote cu totul la Ploiești. Așa. Hai să mai luăm. Uh, Drew the Dev. Așa. Salutare. Cum ar trebui să se informeze tinerii în vederea alegerilor, uh, alegerilor, mai ales acum că majoritatea sunt foarte ușor de găsit pe mai toate rețelele sociale. Uh, care până la urmă servesc conținut bazat pe niște algoritmi ce promovează extremismul. Cum ai procedat tu? Mă. Acum, da, suntem într-o capcană fantastică. Vedeți că am vorbit despre asta, despre fake news, despre toate lucrurile astea. La vocea nației vă recomand episodul, nu pot să dezvolt acum, mi-ar trebui două ore să uh, uh, acopăr toate uh, aspectele acestui subiect, dar uh, sigur, Educația rămâne răspunsul. Adică în condițiile în care tu crezi... Uite, vă recomand doar atâta. Mergeți până la librărie, vedeți că e o cărticică uh, a lui Ian uh, uh, Werner Müller, așa-l cheamă, uh, și se numește Ce este populismul? Are, v-am zis, 150 de pagini. E o broșurică, așa... Pic mai gros. 150 de pagini, dar e format mic, cartea. O citiți într-o după-amiază. veți sublinia foarte multe lucruri și din acel moment uh, veți putea să uh, identificați mesajele acestor nenorociți și să le uh, puneți acolo unde trebuie. Dar e aiurea să crezi că ai putea lua decizii bune fără să te informezi, pentru că asta pe rețele nu înseamnă să te informezi. Atenție! Faptul că nenorociții ăștia cu rețelele au numit uh, nebunia asta newsfeed, da, feed-ul ăsta l-au numit newsfeed pentru atâta vreme, Facebook a fost aici nenorocitul numărul 1, asta nu înseamnă că voi pe Facebook, pe TikTok, pe Insta, pe tot ce vă uitați, vedeți știri. Deși unii asta cred. Deci tu dacă îl vezi pe unul că bagă niște bani într-un. Uh, e puraș cu ciocolată, te duci la magazin să rupi aia ca să vezi dacă îți banii înăuntru. Asta înseamnă că tu crezi că ăla ți-a arătat o știre, că ăla ți-a dat o informație. Nu-ți pui problema, bă, stai puțin, dar n-ar putea să fie uh, aici o nenorocire? Deci, <coughs> vă recomand scepticismul ăsta pozitiv și cultivarea simțului critic. Nu poți de azi pe mâine. Adică e foarte posibil să pleci la aceste alegeri pe niște fente. Foarte mari. Și la următoarele. Ideea e ce faci. Cum înveți. Da? Cât timp aloci pentru treaba asta? Pentru că cetățenia, dragii mei, într-o democrație, e o chestie foarte importantă. Democrația nu poate funcționa fără cetățeni. Da? Fără cetățeni implicați. Atenție! Că datoria noastră de cetățeni nu e doar să plătim taxele și să votăm. Datoriile noastre nu sunt doar astea. Nu. Datoriile noastre, cetățeni fiind, sunt mult mai mari, mai complicate, mai uh, uh, importante. Trebuie să cerem socoteală, trebuie să ne informăm și să uh, uh, mergem să cerem ceea ce ne dorim în comunitățile noastre, în legi, în peste tot. Despre asta e vorba. Nu putem. Ni s-a creat această senzație că trebuie să stăm precum puii ăia în cuib. Și să așteptăm, la fel cum așteptăm la școală, învățarea din partea profesorilor. Și învățarea nu poate fi decât unidirecțională, de la profesori către puișorii care stau cu, cu, cu ciocurile așa și, și primesc cunoaștere, ceea ce e o prostie în ziua de azi, da? Deși 9 din 10 profesori încă sunt, uh, uh, au această opinie că ei sunt deținătorii și depozitarii cunoașterii de pe planetă și totul e la trei butoane dacă știi să le accesezi. Ei bine, ni s-a creat această senzație că suntem cetățeni și că treaba noastră e, bă, mergi la vot și, bă, plătește taxele. Atât. Tu în rest nu mai ai niciun cuvânt de zis. Mai vorbești peste patru ani, dacă ai votat prost, ai votat prost. Bă, nu. A doua zi după alegeri, dacă n-ai făcut ce ai zis, Rareș Bogdan, cu 30 de zile, cu pensiile speciale, după 30 de zile, treia să vină oamenii să te ia acasă, roiul toată. Bă roiu, gata, hai, vă rugăm frumos, să alegeri din nou, să repetă, tată. E ca la cum era pe Maidan. Băi, natura se repetă. Ok? Și repetăm, repetăm până când oamenii aleși încep să-și facă treaba. Nu și-au făcut treaba și vă sfătuiesc să mergeți, să stați de vorbă cu candidații. Mai ales cu aia cu marșanse. Stați de vorbă cu ei și înregistrați-vă când vorbiți cu ei, da? Vorbiți, spuneți, domne, eu vreau să am o discuție cu Matale înregistrată. Spuneți dinainte. Și vreau să vă pun trei întrebări și vreau să-mi dați trei răspunsuri la aceste trei probleme care mă interesează pe mine foarte tare. După ce ăla s-a văzut la primărie, puneți mesajul când ai zis, mă că face. În șase luni asta, în nouă Mă, în șase luni, dacă n-a făcut, a pus-o. Dar a mers în fiecare lună. Tăticul, mai ai cinci. Tată, mai ai patru. Tată, vezi că mai sunt trei luni, n-ai făcut nimic aici. Ascultă la mine că adun toți prietenii, toți vecinii pe toată lumea și vin și facem scandal mare aici. Deci treaba ta, hai, zi, te duci la ședințe. Te... Asta înseamnă implicare. Despre asta e vorba. Dar noi nu avem mă nicio problemă, stau și mă uit. Și asta, cu toții am făcut asta, dovadă cât de proști suntem, apropo de prostie, că, că, nu e despre, despre IQ, e despre lipsă de conștientizare și de responsabilitate. Îi vedeți pe oamenii, de pildă, care stau cu motorul pornit în fața școlii, așteptându-și copilul. Mă nicăieri în lumea asta civilizată nu se mai poate așa ceva. Dacă ai făcut asta, ai oprit mașina, ai pus-o sau nu pe avarii și stai în fața unui uh, uh, obiectiv, ca să zic așa, dacă e școală, că e nu știu ce instituție, că aștepți prietena, nevasta, copilul, pe cine aștepți, bă, dacă stai mai mult de două minute, îți bate un cetățean în geam. Bă, sulete, oprește motorul. Că nu stăm să respirăm toți nenorocirea care este. Dar noi nici măcar. Nouă ni se pare. Adică, 9 din 10 români, că noi suntem atât de proști, 9 din 10 români ar sări la bătaie. Ce vrei, mă, ce te interesează pe tine? De ce? Pentru că aici suntem noi cu educația, oameni. În acest punct suntem noi cu educația. Azi, din păcate, să recunoaștem cât de proști suntem, cu toții, și eu și voi, este primul pas către a începe să ne facem o țară. E primul pas. Din păcate, noi suntem nu doar proști, ci și foarte, foarte fuduli. Uitați-vă la Ciolacu, la Rareș, la Ciucă, la Iohannis, la toți ăștia. Așa e și poporul, tată. Da? Deci, în loc să așteptăm schimbarea aia pe care o fac alții pentru noi, de ce dracu ar face-o, nu înțeleg de ce ne așteptăm, hai să facem noi schimbările astea. Fiecare în comunitatea lui. Ok, mulțumesc foarte mult. Rămânem împreună cu doamna pe căruța să le arăt la oameni. S-a făcut mare rău. Cara? Da? Căruța? Căruța? Hai la tata, hai la tata, hai un încoace. Ia uite căruța mea, ia, hai vino vinu, vino, hai sus, hai sus, hai de vino încoace. Hai să te arăt la oameni ăștia, hai vino încoace. Hai, hai la mine, hai la mine, hai că nu sunt mic. Ah, ah, vrea să joace. Ia uite o căruța. Ah! Ia uite căruța. Da, cine e căruța? Cine e Cine e căruța? Cine cine cine? Da. Uite acolo. Uite acolo. Ia uite căruța. Unde căruța? O vezi? O vezi pe căruța? O vezi pe căruța, da. Do Da. Ok, bine, rămân cu abonații uh, plătitori. Vă mulțumim foarte mult și pentru formularele pe care le completați. Ah, ah, a început să strângă și pentru formularele pe care le completați pentru noi. Ce zici, Larisa? N-am auzit ce zici. Pe care le procesăm acum, asta face Larisa, procesează formularele de la voi. Vă mulțumim foarte mult. Atenție, sunt bani pe care i-ați dat deja, sunt bani pe care statul i-a reținut pe anul trecut și acum puteți direcționa 3,5% din această sumă. Nu zic să ne trimiteți nouă banii ăștia, vă mulțumim foarte mult, contează, ne ajută să existăm în continuare și să facem toate produsele pe care le, le facem aici, dar direcționați această sumă. Statistica arată că 3 din 10 români doar direcționează suma asta. Haideți să fie 10 din 10. Dați la uh, uh, ONG-uri, dați la presă, dați la presa locală, dacă se fac astfel de campanii, dar din păcate cam peste tot în țară, presa locală este plătită de politicieni și asta ar fi foarte interesant. Să vă uitați, bă, cine în presa locală adună astfel de formulare? Pentru că veți vedea că sunt foarte, foarte puțini în țară care fac asta, dovadă că banii lor vin din altă parte. Și să nu spuneți că din publicitate, mai ales în presa locală. Ok, sprijiniți astfel de inițiative locale ale jurnaliștilor, dacă nu există Adunați-vă și faceți astfel încât ele să se întâmple, e foarte, foarte important. Pentru că, iată, într-o comunitate, constat și la mine, și în foarte multe locuri, înscriu oameni, bă, unde nu mai există o presă foarte, foarte puternică, da? Ăștia nu mai au niciun fel de jenă. Adică spun ce vor, fac ce vor. Un imbecil s-a apucat la mine la ploiești, dar a agresat niște jurnaliști la o ședință, de asta de Consiliul Local. Înțelegeți? Adică e o nebunie, de asta uh, uh, incredibilă uh, uh, peste tot. Pentru că nu le, nu le, mai e frică. De, dacă ei știu că ei controlează tot, dau bani, n-au nicio treabă, sau că presa nu contează, că n-ajunge la cetățeni și nu mișcă nimic acolo, că nimeni nu ia că spămână și cu aia, și cu aia, și cu aia de peste tot, atunci de ce n-ar face toate nenorocirile? Ok, rămân cu abonații plătitori să vă fie bine. Ceau!